Zeci de reclamații ajung aproape zilnic la polițiștii municipali cărora li se solicită sprijinul în soluționarea unor probleme. Unele dintre ele nu au însă nicio legătură cu cei cărora li se cere ajutorul. Sunt și reclamații care privesc cauze civile, relative la executări silite, fel de fel, unde nu este competența noastră și atunci trebuie să delegăm, să declinăm competența către instituțiile abilitate să rezolve aceste probleme. Nemulțumiți, cetățenii se adresează celor care consideră ei că le pot rezolva problemele. I-am vândut lui cutare o mașină și nu-mi dă banul. Da, nu-mi dă banii. Nu e treaba poliției. Este instanța judecătorească, mai ales dacă vânzarea s-a făcut în baza unui contract. Sunt reclamații de genul, m-am înțeles să fac o anumită lucrare, știu eu, întreprinderea de construcții sau ceva și zice că nu s-au mai înțeles la preț sau nu a terminat lucrarea. La fel, nu este competența poliției. Polițiștii spun că sunt și numeroase reclamații întemeiate ce pot fi soluționate, însă cele care nu au legătură cu această instituție sunt reorientate către instituțiile abilitate să le rezolve.